Ați auzit de dealul Lumânărilor? Este așezat pe malul stâng al Siretului ca un stejar la intrarea în satul Gura Bâdiliței, în vârful lui fiind amplasat o cruce gigantică. Credincioșii de acolo au făcut un obicei ca de Sfinții Constantin și Elena să urce dealul pentru a participa la o slujbă de pomenire a morților. Orele 13. Soarele arde cu putere. Pe vârful unui deal la ieșirea din satul Gura Bâdiliței, la baza unei cruci înalte de vreo 5 metri, preotul, dascălii bisericii și câțiva săteni participă la o slujbă religioasă. Sunt pomeniți toți cei care au murit. Ce mai ce? Ce frumos ai! Crucea a fost ridicată de câțiva tineri ai satului în urmă cu câțiva ani. Pe timp de noapte, troița fiind luminată, se vede și din Moțca. Da, am urcat, sigur. A fost greu, dar am ajuns. E o sărbătoare obișnuită la noi, Constantin și Elena, și fiind descoperit crucea de acești doi sfinți, am înalțat crucea care vedeți cu ajutorul populației din sat. A și copii omușit, vă patru copii, e singur omușit. Da. Când e ridicată crucea? De 3 ani sau 4, da, 4, 4. E omușit, da, e omușit, avem... Serviști avem. Vecinul meu, Sorin Toiu, el, inventatorul, el a fost, Costel, el a sudat. Da, Costele Strati, izvă câțiva tineri. Preotul satului Neculaia Petroaie îi numește dealul Golgota și spune că a devenit un obicei ca în zi de sărbătoare pe 21 mai să vină cu micul mare și să țină o slujbă. Comunitatea credincioșilor din parohia noastră, după ce se încheie toată rânduiala din biserică, urcăm aici pe Golgota de lângă satul nostru. Noi aici, din inițiativa unor tineri, am reușit să înălțăm această sfântă cruce, iar noi în fiecare an de când am înălțat-o avem obiceiul să ne adunăm aici cu mic, cu mare, să facem o slujbă de binecuvântare, rugăciunile de dezlegare, după aceea fiecare vine cu ce poate, cu cât poate și plecăm fiecare mulțumiți, bucuroși la casele noastre. Sătenii povestesc că acolo ar fi o zonă cu încărcătură istorică, fiind găsite de-a lungul timpului multe obiecte care datează de pe timpul dacilor. Aici este și un loc istoric. Datează din timpul dacic, perioada dacică, din 4500 de ani, peste 4500 de ani, știm foarte bine, s-au dus relicvie de aici, la Iași au fost, chiar și la Muzeul Antipa. După slujba a urmat o agapă frățească cu sarmale, borș cu fasole, pește și prăjituri. Totul a fost stropit cu vin sau rachiu, după gust.